Asta continuă de unde am fost ultima oară, deci aș putea să dau să treacă timpul mai în față. Să dau noaptea. Nu, ia! Hai că a reacționat ca Gigel, direct în prima. Tensiune puțin mai mare. Ușor, ia-l. Hai că-l iau ușurel pe ăsta repede. Hai că mă obișnuiesc eu să nu reacționez din prima. Să-l las ușurel. Unde s-a dus? Că nu văd. Stai așa. Acolo e. Hai că vine, vine, vine. Asta pare mic. Opa, opa, nu e mic. Pune tensiune pe fir ăsta. Sau pe mulinetă. Nu, mulinetă e în dreapta. Pe mulinetă pune mai mult. Poate din cauza la frână. Hai că nu e dată mare frână. Unde ești, bă? Vino bă la bal. Vino la... Uite că l-am scos în apă. Nu e mare, nu e mare. L-am scos la suprafață. Hai că nu fi din prima exact la de care am nevoie aici la misiune. Hai da la mal aici. Ia, ia să vezi. E? Nu, Wally. Hai că am început bine 155. Ce frumos să vede. Wally. Am început bine. Deci încă mai trage. Nu plecăm, nu ne mutăm. Ce? Deblocat chestii noi? Sunt de nivel 12. Tancul de bani? Bine. Așa. Da? Hai, papă, papă. Asta era. La mal cu tine. La mal. Dă frâna la maxim. E mic. Bă, e mic. E foarte mic. Nu. Vino mă sus. Băi, mă dau pe spate cu ea. Păi nu vă balta, bă. Dă mâna apoi. Nu pot să-i țin tensiune pe el. Nu. Nu. L-am luat? L-am luat. Ăsta, mă, picherelule. Și trebuie să iau minus 4, minim 45 ca să fiu pe profi cu mumeala. Pe asta nu reușeam eu să o scot din apă. Pe asta. Gata, gata. Luăm. Așa, ăsta e mai mare. Ăsta e mai mare. Măcar să recuperez. Bă, nu e mare deloc. Frâna maximă pe ăsta. Și abia îl aduce la mal. Nu e mare. Nu e mare nici asta. Iar pagubă de bani. Trebuie să iau minim 45 să scot banii pe mumeala folosită. Și nu-i scot. E clar, ăsta abia să... Hai, dă-i pe spate. Trage-l. Coate-l. Coate-l la mal. L-ai luat? Bibănelu. Ia uite-l, 28. Mă aplic regula aia, la un minut deja schimb locul. Cred că ar fi cazul. Nu, 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 ia, ia, ia. Ia, hai, du-te. Ăla e. Bă, nu, frâna. Hai că am făcut-o pe galben asta, mulineta. Am uitat de frână. Am uitat de frână. Am uitat să las, dacă e pe galben mulineta, ce înseamnă? Că posibil să cedeze sau doar mi-a atrage atenția. Sau se apropie de 50% și e galben acum. Am unde ești, că nu văd unde e firul. În dreapta s-a dus. Upa! Nu, trebuie să țin sus asta, să o țin dreaptă, că nu. Unde ești, mă? Unde ești, mă, că nu te văd? Nu văd firul. Unde să... A, gata, l-a văd în față. Nu, vă, ăsta e iar Wally. Iar e nenorocitul ăsta. Măcar să-mi scot banii, hai. Dă, vino la mal, hai. Să scot banii consumați până acum. Nu, că ăsta e mare. Cât are? Un kilogram? Cred că are un kilogram sigur ăsta. Trebuie să aibă un kilogram. Wally, e iar. Wally, traducerea care e? Shallow, parcă? Shallow, hai da. Unde ești, mă? E în stânga. Bă, cât de... Ăsta la un kilogram? Cred că are puțin peste un kilogram. Cât înforțez aici. Nu l-a dus la mal foarte ușor. Unde, mă? Trebuie să fie în față. Hai, mă, sus. Nu se la suprafață. Nu se zbate, este forță brută. N-are nicio treabă cu agitarea. Hai, mă, ce face? Nu l-a scos din stânga. Dreapta. Hai. L-a duce ușor. Băi, cât mă ține cu el. Nu, clar, Wally e. Nu fi sau ger ăsta. Să aibă aceleași reacții ca Wally. Ca Shallow. Mă, sare de un kilogram? Bă, să nu fie peste un kilogram jumate, să nu-l pot lua. Nu. Hai că se zbate pe aici, la mal. E aproape, e aproape, e aproape. Pe aici am văzut niște semne de niște valuri ceva. Hai mă, de ce nu-l iei? Oh, s-a dus în dreapta. Ba da, uite, se văd valurile aici, pe lângă mine, văd firul. Văd firul, uite-l, uite-l cât de mare e. Îl văd prin apă, îl văd prin apă, îl văd prin apă. Hai da, sus. L-am auzit, l-am scos, l-am scos, l-am scos. Hai mă! Hai mă, de ce nu-l ia că e la mal? Sărmă după el.
faci, mă? Bă, mi-l scapă la mal ăsta. Uite, mă, că e blaz ridicat, ce face? A, nu se poate așa ceva! Ia, ia că a venit. Ia-l, ia-l, ia-l. Ăla e. Hai, poate de data asta, puțin noroc. Bă, ulu! Hai că nu trebuia să-i dau atâta. Sau să dau așa? Hai că mă joc el așa, nu mai țin pe, mai de pe spate. Frâna nu la maximă, așa, acceptabil. Stai să vedem unde e firul. Pe, pe aici. Unde e, mă? În stânga, pe undeva. Iar Wally. Iar ăsta. Iar ăsta. Eu am tensiune acceptabilă. Dus în dreapta. S-a făcut întuneric. Bă, dar dintr-o dată. Nu apune soarele, nu nimic. Direct somn. Somn, da, direct somn. Instantaneu întuneric. Opa, da așa. Deci e frână mai slabă. Nu, e iar un Wally. Și parcă văd că e nenorocitul iar peste un kilogram jumate. Ia uite ce bă, dar să zbate, nu e Wally ăsta. Să zbate. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. L-am văzut puțin la suprafață, parcă Wally nu face așa. Nu? Wally nu se duce la suprafață. Te bă, ce să zbate, bă? Nu e mă Wally ăsta. Nu o fi mă Sauger în prima acum la final de zi. Ce pun noaptea, gata, îl iau pe ăsta. Să zbate. Hai că se apropie. Dacă se cam joacă. Îmi dansează cu tensiunea pe mulinet. Hai că ești la mal, nu mai. Hai sus. Nu! A, bă, dacă îi dai să ține undița în sus, nu mai la jos. A plecat iar? Nu mai lași iar jos că îți lasă prea slabă asta. Tensiunea pe pește. Am închis la suprafață. Nu mi-l dă imediat. Ce valuri face? Poți să-l văd? Îl văd, gata. Iar Wally, dacă am observat bine. Hai, ia-l, arată. Wally, iar. Dar pe ăsta, 1,4 kg. E, extraordinar, asta-mi place. Salut, Dimulescu Ionut, salut. Am reușit să iau și eu unul la limită, băi, deci la limită. 1,400, ca să pot să-l bag și eu în juvelnic. Cât e, mă, 267? Mai recuperez și eu banii pierduți până acum. Am luat licență să pescuiesc noaptea. Deci nu mai am limite acum. Am luat un trofeu care n-am putut, dacă observi aici în stânga jos. N-am putut să-l mai iau. 1,600, m-am chinuit să-l aduc la mal ca să-i fac cu mâna. Zis, du-te că nu, n-am ce face cu tine, n-am unde să te bag. Ia, da. Hai că mănânci, dacă nici așa nu mănânci. Ești la ea, te-am simțit. După sunet te-am luat. Pe ușor, da, hai. Dă-i la maxim, te sunea pe fir. Frâna, de fapt, să pot să urmez și eu cum e pe ăla. A, l-a duce repede pe ăsta, nu e mare. Mai slabă, opa, s-a dus în jos. Nu, să joacă și ăsta. E periculos. Poate tot Wally. Bă, nu mă deranjează. Opa, cam mult. Hai. Nu mă deranjează dacă e Wally. Numai să nu fie peste un kilogram jumate, mă, să-l pot băga în juvelnic. Să-l bag la sac. Să-l iau și eu. Acasă. Ce se aude, mă? Nu știu dacă prinde sunetul și pe live. E destul de tare. Ceva ca un urlet, ca o alarmă, s-a auzit. Hai, mă, nu, e Wally, iar. Ce se aude, mă? Bufniță? Bufniță. Hai, a plecat iar. A văzut manul și s-a întors înapoi. Nu mă încoace, mă. Hai, nu, că ai tensiune destul, hai să nu o stric. Bă, 58 deja? Hai, că iar face figuri. Se duce iar în sus, 15 metri, 14 metri. Aha, ce atmosferă de noapte. Să lângă oraș și asta, alarmă de mașină. Hai că aici la suprafața, pe până când crezi tu că stai în lac? Nu e mă alarmă de mașină sau de altceva. Mă, vii? Te-ai răzgândit iar pleci? E Wally? Ia că este pe margine pe aici. Ia că e diferit, am impresia. Nu e Wally. Hai pe sus. Ce e? A, tot Wally. Dar e bine. 1 kg și 100, da?
Oli, păstrează. Da, e bun, e bun. Așa, stai. Mamă, ce era să-i dau click. Gata, bă, a pus tensiune fără să dau să trag. A luat-o în gură și s-a dus. Nu! Mamă, ce face asta? Băi, cum au pus ăștia, mă, plusul? Să mai fie un buton secundar prin care să pun tensiunea pe ăsta? Am zis că îmi rupe mulineta. E la mal deja? Nu, nu, s-a îndoit asta de tot. Ia că e prin larg. Nu pot să fiu cu ochii pe tensiune și pe unde se duce firul. Nu văd unde-i ța, mă. E sus. Stai, gata, gata, văd. Acolo e. Uite-l. Uite cum se zbate. Nu e, ăsta nu e Wally. Ăsta e altceva. Uite cum se zbate la suprafață. N-ar cum să fie Wally ăsta. E mai mult. E la maxim tensiunea pe fir. Nu, tensiunea aceea, frâna. Bă. Hai să fiu pe fază aici. Nu-l văd. E în dreapta, în dreapta. La maxim frână, eu mai slăbesc repede. L-am luat. Ce e? Ce e? Ce e? Tot Wally. Păi de-a stai mă, sare și ăsta la suprafață. Uite cât a grasul și ăsta, cât a burtă are. Mă, dar e transparent sau mi se pare mie? 0.88. Ia că a venit chiar. Ia-l. Așa. Hai, la mal cu tine. Tot Wally o fi? Tot Wally o fi? Băi, nu știu dacă e prea tare volumul jocului, dar bănuiesc că e acceptabil. Trebuie să fie puțin sub vocea mea, ca să te bucuri și de sunetele jocului. Nu! E mai mare atunci, hai. Unde că nu văd vârf? A, în dreapta, undeva pe dreapta. Îl văd, e tot în larg, în larg, în larg. Pe undeva pe partea asta, că aș putea să măresc. Așa. Unde e pe partea aia? Îl văd. Opa. Vine. Se apropie. Iar pleacă? 35 de metri? Băi, cât de greu l-a duc la mal. Înseamnă că e și asta mare. Dar să nu fie peste un kilogram jumate, să fie la limită. La limită să fie, să-l pot lua. Hai. Ritmul ăsta, azi mă umplu de bani. Dacă iau numai dește de la un kilogram, la fiecare, dar iau numai Wally. Din păcate. Să fie asta singurul care crește așa mare? Sau care se tragă opa în stânga? Hai mă! Dar ce l-a duce așa greu? La mal. Să fiu chiar la limită cu echipamentul, la ăștia de un kilogram se chinuie să-i aducă la mal. Opa! A sărit pește pe partea acolo mă duc. L-am văzut cum a sărit în partea lângă astea, frunzele alea sau ce sunt. Alge, bălării. Hai mă, s-a dus iar? Yeah. Unde e să-l urmăresc? Aici. Îl văd prin apă? Nu-l văd. Nu e la suprafață, e încă mult intrat în apă. Să mă dau pe spate puțin? Pe spate? Nu vrea să iasă, iar Wally. O fi iar un trofeu de la care să nu-l pot lua? Mă chinuie și câteva minute și nici nu iau decât experiența aia. Hai că e bună și experiența aia, da. A, dar de fapt e bună experiența, că la nivelul nou, când ajung la un nivel nou, iau bani. Ia că deja se văd mișcări, începe să ajungă la suprafață. Hai mă, gata, la suprafață, nu mai, a obosit. Hai, unde te duci, bă? Hai, sus, ia-l. Ia-l, mă. L-a ridicat? Nu, trebuie să mai țină 10 minute. Hai mă, sus, că e lângă mine aici. E lângă mine, mă, de ce nu-l ia? Gata, l-a luat. Ia, Wally. Păi se putea? Nu se poate, mă. Uf, bă, deci așa ceva, nu cred, mă. 27 de grame, pentru 27 de grame nu pot să-l iau. Pentru 27 de grame, bă, asta o face în ciuda aici, uite, fraiere. Că nu ți-l dau, 27 de grame, suntem corecți sau nu suntem corecți? Uite-te, mă, la el, 27 de grame, băi. Pentru 27 de grame îi fac cu mâna și l-asta. Hai, că deja a venit la ea. Am luat-o? Am luat-o. Am avut impresia că am reacționat prea repede. Până la maxim, hai. Upa, e mic, că nu vine. Hai, mă, l-a dus? Nu.
L-a luat? E prea mic ăsta. E prea mic. Black Rappi. Pagubă. Trebuie să iau minim 45. Atât eu mumeală folosit. Mi-am mâncat mâncarea degeaba. Așa. Ia. Ala e. Hai. Asta pare mai măricel. Dar nu e. Pare și nu e. Iar e mic. Nu mai dau un colțul la gata. E clar. Am găsit unde stau ăștia mici. Mănâncă mâncarea degeaba ăștia. Aoleu, cât de mic e ăsta. Că n-am tensiune deloc. Deloc. Iar nenorocitul. Pleacă. Nu mai dau acolo. În comparație cu ziua. Ia, că e deja, e acolo. Ia uite ce agitație acolo, a venit tot să mănânce. Ia uite, bă, ce se bapă mâncare. Acum s-a aud clopoțe, ia acum, stai așa. Să nu reacționezi imediat, 3 secunde, da? Hai, ia uite ce nebunie e acolo. Da, s-a dus. E mare. Pune ceva tensiune, e mare, bă. Am că e la mal, scoate-l în sus. Ia-l cu mâna, că n-ai ce să mai... Unde-l mai tragi? Ah, 44. Bă, fără un ban, n-am ieșit și eu pe recuperare de momeală. Deci nu era mare. Nu, aici sunt ăștia nenorociții. Nu mă ajută cu nimic. I-am adunat. Of, unde să mă duc, mă? Că nu mai știu unde să mai dau. Parcă oriunde aș da nu e bine. Așa mă simt acum. Nu știu unde să mă mai... Poziționez cu momeala. Ia, că a venit. Ia, mușcă. Du-te. Ăla e. Am luat. Așa, mă. Deci, 3 minute. Să ai măcar răbdare. Ca să zici că-ți vine ceva la mal. Ia. Wally, să fie ce-o fi, nu mai contează. Să fie ceva măcar la... Să pot să-l iau. Și să recuperez momeala. Băi, nu mă supăr sau... Nu mă deranjează dacă e mic. Dar să fie măcar de 45. Să recuperez peștele care am consumat pe el. E 45 un peștișor de ăsta. O pasă cam în doaie vârful la undiță. Unde ești, mă, că nu te văd? A, gata, aici. L-am pierdut? Unde ești, mă? A, gata, l-o văd acolo. Acolo e iar în larg, 26 de metri. Nu, e tot un walic ăsta, numai ăsta e în apă. Zici că numai de ăștia sunt aici. Ăștia trăiesc pe jumatea lacului, restul pe margine. Restul pe margine, dar ăsta nu vrea să vină mai repede la mal. Și n-are, nu cred că are un kilogram. Sau are? Nu, că deja l-am scos la suprafață, se vede. Te văd, ia uite-l, l-am scos la suprafață, numai, trebuie doar să-l aducă ăsta la mar. Dar n-am văzut ce e, Wally cred că e, altceva nu, n-are ce să fie altceva. Wally e sigur, ia, gata. Vine. Aici, lângă mine. E lângă mine, gata. Hai. Hai mă, trebuie să ridic în sus, să scoate din apă. Nu mai înot, hai. Îl ia? Nu vrea mă să-l ia, a ridicat și în sus și nu vrea să-l ia. E la mal, de ce mă ține așa? Hai gata, l-a luat Wally. Cât e? 1 kg și ceva, perfect. Perfect, bun. Gata, ia-l, du-te. Ăla e, l-am luat. Așa mă. Deci 2 minute într-un fel ar trebui să aștepți. 2-3 minute. Deci nu o să mai îmi iau reper 1 minut, ci 2 sau poate chiar 3 să fiu sigur. Da, mai e bine. Bă, dacă aveam mai multe undițe, era altfel. Poate că din 2 sunt 6 mai mari la una din ele să tragă. Dacă îmi dau doar una, să stau doar să privesc cum strălucește lacul. Bă, dar eu acum am realizat că nu mai plouă. Abia acum am realizat eu că nu mai plouă. S-a oprit ploaia imediat cum s-a făcut noapte, n-am observat. S-a oprit ploaia imediat cum s-a făcut noapte? Nu am observat. Ia. Mergem, mă? Să-ți bate, că cum mișcă firul, bă. Să-ți bate în el. E aproape la mal. Tot un oali e și ăsta. Sper doar să fie să-l pot lua sub 1,5 kg. Băi, dar ce limit a fost cu ăla, mă? 27 de grame și nu l-am luat. Pentru 27 de grame. 27 de grame. Și am pierdut ce? De fapt, am pierdut timp, mă, că până la urmă XP-ul îl iau și pierd banii din momeală aia, 45. Hai, mă, hai că nu-i chiar atât de grav. Am uitat de faptul că rămâi cu XP-ul. Tot progresez într-un fel. Și cu ăștia pe care nu-i poți lua.
Am că ești la mal, hai, ce faci? Ah, nu e chiar la mal. Am văzut săritură pe partea aia, o să o dau după aia în colțul ăla să vedem ce se întâmplă. Ah, sare de la suprafață. Dar nu vii la mal. Hai, mă. Cum să-i mai dau să-l aduc aici? Hai, chiar lângă mine. Opa. Mare ceva putere. Încă mai stă în apă. Dacă l-aș scoate eu la suprafață să nu mai înnoate, să se ducă în larg, nu vrea. E tot în apă. Tot în apă e. Nu vrea apoi să iasă ăsta la suprafață. Tot Wally, nu? Wally n-are ce să fie altceva. S-a băgat pe lângă barcă. Gata, la ud. Să mă uit în jos, pot? Gata, l-a scos. Hai că e sus, Wally e. Ia-l azi. Ce are, mă, de ce nu-l ia? Nu avem destul tensiune sau ce? Prostii. Nu, mă, nu se poate. Băi, alt trofeu și nu pot să-l iau, mă. Bă, așa ceva, nu cred, mă, așa ceva. Nu pot să-l iau, băi. Nu mă uitam în spate, mă uit în față. Ce pumn i-a dat? Hai, mă, mers sau ce faci? Gata, a luat-o? Ce chestie, bă, până și pe asta, că îi sperii pe toți, dai înainte. Mergem cu barca, mergem cu barca. Mă duc în colțul ăla unde ținea Mitranache. Să-l iau pe ăsta, pe sau sauge ăsta, hai. A, și nu e noapte, dar pot să dorm în barcă. Hai. Hai să ne oprim. Aruncăm ancora. Așa, mă, dă-i unița. Cum mă lasă ancora jos? Cum iau unița? Mă uit la undiță? Cum iau, mă, undița, bă? Ce, mă? Închirierea... Cum adică 5.23? Cum adică 5.22? În 5 minute expiră? Bă, nu e sănătos la cap. Cum adică expiră în 5 minute? Bă, văd eu bine ce mi-a pare... Stai, mă. Zice că expiră în 5 minute asta, închirierea pe ăsta, e nesănătos? Păi ce fac eu în 5 minute? Că nu știu nici cum să pescuiesc. Arâ! Deștept. Hai. Hai, că am impresia că ălea sunt minute. A, 5 ore, 20 de minute? Aia vrea să zică? Nu? 5 ore, mă? Păi cum adică, mă, 5 ore? Dar ce 5 ore? Cum adică, în 5 ore e o zi sau cum? Bă, ce faceți, mă, voi mie aici? Hai, mă, să dau pe aici unde zicea că s-ar putea să tragă. Bă, nu înțeleg cum ce am făcut eu aici, cum am cumpărat asta. Hai, trage sau nu trage? Știți, mă, cum funcționează? Nu știe nimeni, nu? Cum funcționează închirierea asta de barcă? N-am citit eu ce trebuie pe acolo? 5 ore, bă, alea sunt minute? Nu sunt minute, mă, este un timp din joc. 5 ore din joc, mă? Vedeți, mă, cum scade timpul acolo? 5.17, ce înseamnă alea? Are timpul din joc? 5 ore, ce înseamnă? Hai să vezi că nu trage nimic, m-a jupuit de 3.000, fără să fac nimic cu ei. 16, ce scade, mă, așa repede? Expiră în 5.16. Dacă dau să dorm, îmi expiră? Nu, că alea nu sunt minute, nu știu ce sunt alea. E timpul din joc, probabil. Ia, e sus 45 și timpul e 15. Când e sus 46, jos e 14? Da, băi, minute din joc. Extraordinar, 5 ore din joc. Am 5 ore din joc. 5 ore din joc am barca disponibilă. Și mi-expiră... M-am aruncat eu pe geam 3000.
Așa mă, că nu gândești și faci numai prostii, uite, așa, așa se întâmplă. Să vezi că nu trage nici nimic acum, să vezi că am dat banii pe geam. Mai bine luam omeli. Și tot rămâneam cu ceva în buzunar. Nu m-am uitat la timp, dar cred că a trecut. Ia, ia, activitate! Ia-l, ia-l, mușcă. Ăla e, al meu e. L-am luat, mă, am găsit, deci la apa adâncă. O fi iar un Wally. Un Wally, dar măcar să fie cât să pot să-l iau. Să fie să pot să-l iau. Unde s-a dus? Unde s-a dus? Vine deja? Nu văd, nu văd firul. Unde e? Unde e? Gata, l-am văzut. Pe acolo. Îl văd, îl văd, îl văd. Dacă vine ușurel, vine ușurel. Nu? Se zbate pe margine pe acolo. E iar un Wally și ăsta. Bă, să fie măcar la un kilogram. Mai dau o dată în partea aia. Un kilogram 400, da. N-ai mă cum să iei numai cum vrei. Sunt exact la limită, mai ce ar fi pești mari, dar sunt eu nepregătit cu echipamentul. M-a luat pe nepregătit asta. Hai că vine el ușor, ușor. L-am găsit. Gata, știu unde să dau. La apă adâncă. Dacă văd că n-am activitate, dau pe zi. Dau să treacă timpul. Sper doar... Bă, stai puțin. Stai puțin, că să vezi că mi-au țeapă singur. Nu o să pot să dau să treacă timpul pentru că... Hai că o să dau o oră de test, dar am impresia că îmi ia din timpul la barcă, închiriat. Că dacă dorm, eu dorm în barcă. Eu am cumpărat de fapt pentru ore, câteva ore, nu? Să vezi că mi-aplică timpul real pe barcă. Cât îl folosesc, cât stau în ea. Mhm. Hai că l-am văzut de la suprafață. Hai că ești la mal, nu te mai zbate că ești lângă barcă, n-ai ce să mai scapi. E Wally ăsta, sigur. Nu! Băi, nu cred, a avut dreptate Mitranache, bă, l-am luat pe ăla care a zis el că e în zona asta. L-am luat pe ăsta din prima, mă, uite-te și tu, bă, cât de tare. L-am luat din prima, mă, deci gata, am terminat și cu misiunile. A avut dreptate voi Mitranache că e în zona asta. Ce înseamnă să fii expert aici? Care adevărat. Exact în zona și-l pot lua un kilogram 481. Mamă, la limite și cu ăsta. Cât poate să-l ratez. Și trofeu. Stai puțin că nu trebuia să iau trofeu. Trebuia să iau un sauger de ăsta. Nu neapărat trofeu. Perfect. Forward time. Închide. Ce mă? Deci am avut dreptate... Cum adică mă duci acasă? Stai puțin! Că aveam licență maximă, de ce mi-a expirat? Nu mă! Ce-am făcut mă? Bă, ce-am făcut mă aici? Băi, nu cred așa ceva! Am licența disponibilă, dar n-am... Trebuia să dau 500 ca să-mi extindă? Ce trebuia să-mi extindă mă? Bă, sunteți stâmpiți la cap? Ce s-a întâmplat mă aici, că nu înțeleg? Ce-am făcut? Băi, ce m-a supărat asta. Trebuia să-i dau eu. Bă, că nu citesc, mă, asta se întâmplă la mine. Că nu citesc. Dau ca găgăuță repede, dă-i ce-o fi și apoi te imit că de ce n-ai ieșit cum vrei. Da, mi-am dat daună totală singur, mi-am dat. Nici barca n-am folosit-o la maxim, nici unde am zis că vreau să mai dau, nu mi-a mai dat. Băi, ce... Putea mă să fie o zi perfectă? Nu putea. Sunt la fidă de... Uite că trage. Să nu reacționeze în prima. Așa, papă, papă, du-te. Papă. A, ăștia sunt mici. Trebuie să țin undița sus. Că nu îi aduc la mal. Îi pierd. Tensiune prea slabă, maxim. Hai mă, hai. Hai. Să vedem câți poți să iau. Câți poți să iei. De ăștia mici ca să recuperezi. Ia, face ceva gălăgie. Ia mă! N-am auzit de ăsta. Aolo, 41, trebuie să iau mulți de ăștia. Hai că tragi iar. Nu, că nu te scot eu. Mușcă tare! Hai! Hulu! Ăsta e mare? No, țeapă. Nu e mare. A fost mare tensiune, dar nu e mare. Nu e mare. E poate plin de mușchi și de-aia se pune tensiune așa mare pe ăsta, pe... Cum îi zice? Pe mulinetă. A scăpat cuvântul. Hai, vină la mal. Haide. Hai că vreau să fac ce am de făcut și să
Îl aud, îl aud. E, nu e mare. Ia, 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 am luat din greșeală. L-am luat pe ăla, mă, Chanel Catfish. L-am luat pe ăsta, bă, deci fac și misiunea fără să-mi dau seama. Ia, dă la lumină, să bată lumina pe el. Ia, uite, mă, somn. Somn, nu e mare, nu e mic. E potrivit așa, exact cum îmi trebuie mie. 37, bun și ăsta. Jumate de kilogram. Bun, mă, e bun. E bun. Te mai zbate că ești ca și luat. Dog Balls, hai, lasă vrăjala. Dă-i, 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 că-s pe grabă, pe alergătură. Că mi-a dat cu băta peste picioare singur azi. Cum o să dau eu du-te acasă? Să mă jupoi de bani, am plecat eu după Emerald. Ce vrei, mă, tu aici să-mi zici? Să... Nu, mă, nu, lasă, nu repar nimic, taci din gură. Trebuie banii să mă întorc pe Emerald, că mi-a luat licență premium pentru Emerald și m-am dat să vin acasă ca găgăuț. Deja trage? Foarte frumos, mi-a plăcut aici. Cum s-a mișcat? Ăsta e mic, clar, după tensiunea pusă, e clar mic și posibil să-l și scap. Hai, mă, dă-te mai sus, mă, dă-te mai sus, mă. Ok, la mal deja, l-a adus la mal, l-am luat. Aaaa, Golden Shiner. Prea mic, mult prea mic. Așa, hai că e activitate mare la asta. Ăla e. Ia că ăsta e mai mărișor, nu? Na, nu e. S-a adus și ăsta iar. Iar e tensiunea slabă. Băi, după tensiunea pusă pe mulinetă, undiță, fir. Hai că undiță nu, dar pe fir și pe mulinetă îți dai seama cât de mic e. Important e că trage. Am activitate, mai aduc câți 10 de ăștia și plec. Aolo, 13 doar. Numai 13. Pof, pof. Dacă l-aș lua pe ăsta din misiune, n-am fost atât cât îmi dă pe misiunea asta, dar aș recupera imediat. Și poate rămân și... Opa! Hai, ia-l. Ăla e! Ia! Stai să se stabilizeze. Nu, e tot mic. Parcă e mai multă tensiune în comparație cu ceilalți. Deci ar putea să fie mai mare ăsta. Aș zice că iau un 40 pe el. Poate 50. Nu știu, după greutate. Poate are aproape un kilogram. Dar nu ești plătit la fel pentru toți. Grăsun! Oh, că aici n-am licența avantajoasă. Aici nu pot să-l iau. Pe grăsun. Ce e asta? Trofeu, nu? Trofeu, bă, blughil. Ia-l grăsun. Ia uite, bă, grăsunul, bă. Cu mare asta formă. Așa întoarce-te la lumină. Frumos. Grăsunule, te bag iar în apă, bă. Release. Că nu mă risc pentru 37. Release. Opa! Nivel nou. Asta am vrut să văd. Asta am vrut să văd. Cât am? 4000 și ceva. Ia, mușcă. Ăla e, mă! Frumos. Hai că a tras repede. A tras foarte repede, extraordinar de repede. Dacă atrage și la următoarele la fel, minunat o să fie. Minunat! Dar unde este? Unde s-a adus? Stai că luăm ușor să văd cum se întâmplă aici. Să văd tensiunea. Hai mă că e mare, n-are ce să fie asta. Asta n-are cum să mă mai chinuie el la mal, să nu-l pot lua. Pe ăsta le iau sigur, garantat. Uite-l mă, a ieșit la suprafață. A ieșit la suprafață. Urmăresc să fac cât mai mulți bani. Și experiență, exact ce trebuie să faci când vii aici, pe lacul ăsta. Hai, ieși în sus. E mare? E mare. E peste cât aveam limita înainte? Nu, bă, deci mă încadram și cu celălalt juvenil să-l iau. Hai că trage, stai. Ia-l! Hai! Gata! Dă frâna mai mare, e mic, mă? Că nu pune tensiune, e mic ăsta. Clar, e mic. E mic. E pe jumate cu frâna pusă pe maxim. Hai că se zbate, e mic. A, nu, stai, nu mă uit la el, că nu îl scap. Hai să dăm așa. Să-l aduc la mal ușurel. Îl iau așa. Hai că se sare, îl văd pe jos. Ia uite cum se zbate pe acolo. Opa, stai că se duce. Acum la mal a început să pune tensiune mai mare. Gata, l-am scos. Ce e? Opa! A, record personal. Dar nu, că am luat trofeu. Jumate de kilogram am luat trofeu. Jumate de kilogram, trofeu, picherel. Aia că a venit. Stai. E. Nu știam că trebuie să mai dau încă 500 ca să mă ține pe lac ziua următoare.
Deci, de fapt, trebuie să iau peștele, asta e mic, să iau peștele ca să-mi recuperez mumeala, 45 de dată pe peștișor, și să recuperez cât vine ca să ies pe profit, să scot aia 500 pentru ziua următoare. Cât vine, mă, calculat? Opa! S-a dus tensiunea jos de tot. Bă! Îl aud. Stai, mă, trebuie să o zbat sau ce să-i fac? Hai că l-am scos. Redfin? Uite, mă, e mic. E prea mic. E prea mic. Redfin, picherel. Plin de picherel de astea pe aici. Gata. Stai. Ăla e. Iau. Am luat. Și e mare. Că pune tensiune pe mulinet. Băi, dacă mai ține mulinera cu as cu mâine, e perfect. Bă, dar nu e, mă, nu e mare, că s-a dus deja tensiunea. Ce se întâmplă, mă, cu ăștia? E din cauza la mulinetă sau, de fapt, nu am eu tensiune pe fir, pe mulinetă? Nu cred că afectează că se uzează, nu? Că e 43% mulineta. E probabil peștele mici, hai că mă uit pe cer ca să pot să țin și eu asta în tensiune. Cobor ușor, vreau să văd dacă pot să-l urmăresc. Ușor. E lângă mal, am impresia. A, nu, e în dreapta. Îl văd el pe la suprafață pe acolo. Stai așa ușor. Hai, poți să urmărești, mă, unde ești? Gata, vine la mal, îl văd în colț. Ia, e deja la suprafață, hai, sus. Sus cu el, hai. Cât e, mă? Wally? Aproape de 1 kg. Bun, 175. Nu e rău. Opa, hai că văd mișcare în dreapta. Ala e, mă! Hai tu la mal. Hai la mal. A, e mic. E mic. Stai. Deci fără mișcări bruște, mă, că influențează cum se mișcă tensiunea asta pe cobor ușor, da. A, l-aduce repede. Ia uite-l cum se zbate. E gata, e la mal. Are ceva viteză. Are ceva. Uite pe ce aleargă ăsta. Hai, că ești mic. Nu mai dau un colț ăla. Iar picherel, 66. Nu e chiar, de fapt, e mic, dar sunt plătit bine. A început să răsară soarele, că bate soarele pe ea. Ce frumos arată, mă, cum se văd efectele astea. Bate soarele, nu? Aha, se vede lumină în partea aia. Hai, că vine, ăla e. Bă, ăsta e mărișor, s-a dus în jumate. Nu e nici asta grozav. Da, mă, ți ajung 500 dacă treci pe ziua următoare, deci te faci într-un fel să nu te joci cu timpul, să tragi, să sar peste. Unde, mă, fir, că nu văd? A, ba da, în față. Îl aduce repede și pe ăsta. Dă-i mai mare frâna. Ia, e deja lângă mine. E deja lângă mine. Ia, uite, e și la suprafață. Nu, mai, gata. Hai, ia-l. Nu e mare nici asta. Să fie măcar peste 45, nu mai zic altceva. Oali, 201 kg! Băi, bă, deci ești plătit foarte bine pe ăsta, pe Wally ăsta, pe șalău sau ce e el. Pe ăsta ești foarte bine plătit. Opa, ăla-i, mă! Dintr-o dată a început să cânte clopoței, dintr-o dată, și ăsta are tensiune zdravănă pe el pusă. Unde ești? Stai puțin, că iar nu reușesc să văd. Unde e firul? A, s-a dus în stânga. Uite-l pe acolo și sare. Nu vă firul. Unde ești, mă? Nu reușesc să vă firul, nu reușesc să-l văd. Aba da, pe acolo. Nu-mi dau seama unde e. A, în dreapta. Gata, acolo e. În stânga. Îl văd. Aici are activitate asta, e mare. Bă, să sară de 1,5 kg. Să zic și eu că mi-am luat juvenic pentru el. Ia că iar l-am pierdut. Bă, da, e pe partea aia. E greu să urmă. Uite, mă, cum sare. Ăsta e mare, mă, ăsta e mare. Ah, iar se aude. Trebuie să verific neapărat volumul de la microfon. Cum a ajuns, mă, așa repede în dreapta? Am pregătit microfonul, dar tot îmi face probleme. Nu înțeleg cum să-l setez ca să nu mai intru în zona aia roșie. Dacă îl dau prea încet, nu prea auziți când vorbesc încet.
ce cu microfonul la căști să faci? Dacă e în față. Încă sare pe acolo, n-am câștigat niciun metru. 39. La 39. Vine, mă? 40. Bă, ăsta e mare, mă. Trebuie să fie mare. Trebuie să fie mare ăsta, neapărat. Și am tensiunea, am, nu tensiunea, frână la muletă pe 4 cu 6. 4 din 6, aproape pe maxim. Ia nu văd unde s-a dus. Pe stânga. Trebuie să fiu cu ochii pe ele. Ia uite câtă activitate are ăsta. Ce viteză bagă, bă! Măsoară la cum câteva secunde, ia uite. Asta clar trebuie să fie trofeu. Wally sau ce o fi el. Dar asta trebuie să fie trofeu sau foarte mare. Mă aștept să fie peste 2 kg. Trebuie să fie peste 2 kg. Neapărat. Să mă umplu și eu de bani. Hai că l-am pierdut deja, nu mai știu. S-a dus în dreapta. Unde ești, mă, că nu te văd. În dreapta. Mi-e greu să-l urmăresc, că puțin dacă nu sunt atent, din cauza la ploaie nu mai văd firul. S-a dus unde? S-a dus iar pe dreapta? Da, în dreapta, că acolo sare. Uite ce sare, bă! Cât am câștigat, mă? 4 metri? Nu, că obosește și vine la mal. Iar l-am pierdut, nu știu unde. În stânga. Mi-e greu să urmăresc firul, mă. Nu mai în stânga? Nu văd unde e. În dreapta acum. 27 că se apropie, gata, obosit. Nu-l văd. S-a dus iar în stânga. Pe acolo, pe undeva. Iar nu știu unde e. E mai la stânga. Hai că lasă așa. Că se apropie, 20 de metri. Hai de la mal, bă! Nu mai scapi. 38, hai că îmi scade și rezistența la mulinetă. Îl urmăresc, uite cum sare. E aproape sus. Băi, dar ce viteză are, mă? Wally să fie? Are ăsta atâta energie în el? Ia uite ce se zbate, hai. Hai că ăsta ești. Ești ca și adus la mal. Dar uite, ține mai mică? Nu, că deja face figuri. Cam... sare. Ba sus, ba jos. O să fiu atent la ea. Unde te-ai dus, mă? Iar în dreapta. Hai ușurel. Îl ia? Unde e? Că nu mai văd. A, uite, în dreapta. Da, e bine. Bă, dar ăsta chiar că mă ține. Ăsta chiar că mi-a dat activitate azi. Hai să vedem ce e. Hai cu el la mal. Ce vrei să-i mai faci? Ești la mal, haide. Ești aici. Îl văd prin apă, nu-l văd. E deasupra. Hai mă. M-am scos din apă. Hai sus, hai. Până aici ți-a fost. Ce e mă ăsta? Record personal. 1,5 kg? E puțin peste, deci îl pierdeam și pe ăsta. Așa. Hai. L-am luat. Pă! Cât pe aici să dau în bară și cu ăsta. Că-l ratez. Ui mereu frâna aia de la mulinetă. E mare și asta, că-ți iau cum țăcăne. Mulineta, unde ești, mă? Ia nu-l văd de la ploaia asta. A dus undeva? Unde e, mă? Opa. Așa, mă, lasă. Așa, e mai bine așa. E la mal aproape. E la mal. Așa, a venit. E ca și luat ăsta. Dar e mare. Ia. Hai că l-am scos din apăgat. Am luat și pe ăsta. Rapid. E mare, Wally. Aproape 1 kg. E bun și ăsta, e bun. Hai mă, exact când să zică nicio activitate, a venit asta, la ea. Îi dăm tensiunea mai mare, frâna aia. Ce mă? E mic ăsta. Hai, dă-i la maxim.
Bruna, că este mic. Ia, l-ai scos la mal? Nu l-a scos la mal. Nu, că este mic, de ce mă ține atât cu el? Că nu pune tensiune pe nimic pe aici. Ce e asta? A, tânăr, 58, e bine că sunt pe plus. E acceptabilă și cu asta. Așa, mă, ăla e, m-a luat unul. Opa, ăsta e mare. Nu, că e jumate tensiunea pusă pe... E mare sau... Se încordează el, dar nu e mare. Doar plin de mușchi. Hai, băi. Hai repede cu el la mal. Repede cu el la mal. Vedem ce e. Are un kilogram, aș zice. La cum ține tensiunea pe... Acum ține tensiunea pe mulinetea asta, are un kilogram, sigur. La ce e, Wally? Opa, a plecat în dreapta. Da. Aici e aproape la mal, a ajuns lângă mine. 14 metri. Nu sunt chiar... puțin, ăștia 14 metri. Ia. Ce e, nu văd. Stai mă, ia sus. Acum îl văd. Wally, aproape un kilogram, n-are un kilogram, aproape. Așa mă, ăla e. Frumos. Foarte frumos, ăsta chiar e mare. Și să-ți bate, băi, ăsta e mare. E mă mare sau mă păcălesc singur iar? O, locul se duce în sus. Nu, că nu scap, băi. Sunt pregătit pentru tine. Uite mă cum pleacă în sus. 52 de metri, 53. 53, să duce în sus, mare putere să mă tragă ăsta. 55. Bă! Trebuie neapărat să-l iau pe ăsta. Ăsta e mare. Sare mă, 56 de metri, vine? Vine? 57, nu mă, nu! A ținut tensiunea constantă pe... Hulu! Nu! Bă, vă-l scap! Ce-mi face ăsta, bă? Lasă-o mai așa, că e gravă situația aici. Ăsta e periculos. Trebuie tratat cu atenție. Maximă. Atenție maximă. Aolo, mi-a nenorocit asta. Opa. Nu. Ce face mă ăsta, mă? Bă, ce e mă ăsta? Ce e mă ăsta? Ia uite cum pune tensiunea, bă. 64, îmi rupe firul. Nu! 64, sunt în limită, băi, sunt în limita firului. Nu se poate așa ceva, ăsta îmi rupe firul. Ăsta îmi rupe firul, băi. Nu se poate așa ceva, îmi rupe firul ăsta. Nu! Nu! L-am luat? L-am recuperat? Ce mă ăsta? Bă, ce e ăsta că nu pot să-l iau? Să nu-l pierd, mă, să nu-l pierd. 64, e în limita firului, nu, îmi pune iar tensiune. Nu. Ce e, mă, ăsta? Îl pierd. Bă, s-a dus în limita firului, nu cred așa ceva. Trebuia să cumpăr fir mai lung, dar nu, mă, că asta e maximul. Care îl suportă mulineta, nu. Lasă-l așa, 63. Hai mă, adu-l la mal, mă, te rog eu, mă, vine-l la mal. 62, 63. Vine-l la mal. Nu, iar s-a dus. Hai mă, îl câștig? Hai că îl zmucesc așa. Vino mă, încoace mă la mal, mă. Treci mă aici la mal. Păi ce crezi tu că te pui cu mine? Ia uite bă, m-a lăsat fără fir, bă! M-a lăsat nenorocitul fără fir. Vino mă la mal, mă. Nu te mai zbate. Bă, ăsta e monstru, ăsta e un monstru de la mare. Garantat e peste limita mulinetei sau a undiței. Garantat! Hai că vine el ușor, trebuie să-l mai zmuncesc cu asta așa. Câștig, mă, dacă fac așa? 40? Vino, mă, aici, la mal. Hai că așa-l fac, așa-l smucesc. Vino la mal.
Trage câte puțin, câte puțin. Gata, mă, am învățat-o și pe asta. 32, ia-l. Smucește-l firar botului să-i fie, că ăsta mă lăsa fără momeală și fără mulinetă. Aolo, cedează mulineta, am 12%. Hai, la 22 de metri. L-am scos la mal, e la suprafață. Cât să aibă, mă, ăsta? 3 kg? 4? Cât să aibă ăsta? Hai, că nu mai pleci tu de aici. Păi, ce să-ți bate acolo? Uf, ăsta chiar că m-a speriat. Ăsta chiar că m-a speriat. Îl mai zmucesc așa. Hai că ești ca și luat. Ești ca și luat. Ești la mal aici. Stai cu minte tu că nu mai pleci. Ai vrea tu să te duci, dar nu te las. Nu te las, mă. Nu te las, n-am să nu te las. Te scot eu din apă, stai liniștit. Hai da la mal, peștișorule. Te mai zbați mult? Unde te-ai dus, mă? Unde te-ai dus? N-are importanță. Gata, l-am văzut. Hai, vino aici. De ce nu se poate, mă? Ăla e. Hai. Am că e chiar lângă mine, de ce nu mi-l dă? 12 metri? Hai că nu e chiar lângă mine 12 metri. 10 metri? Unde te-ai dus, mă, iar? E chiar lângă mine, mă, nu vine să cred că nu pot să-l iau. Hai că nu-l pierde chiar acum, 10%. Păi pierd mulineta. Ce e, bă, ăsta de nu pot să-l iau, că nu vine să cred, a plecat iar. Ce e ăsta? Băi, și sunt singur pe live, ați ratat toată acțiunea asta. Toată acțiunea ați ratat-o. Acțiune live. Hai, mă, pleacă iar. Băi, nu vine să cred așa ceva. Pleacă iar. Mă pot mișca în timp ce sunt... Mă pot mișca. Hai că sunt aici. Unde te-a dus? E chiar lângă el. 8 metri, hai. Scoate-l mă odată. Tot în apă l-am, băi. Nu vine să cred că e tot în apă. Sări după el. Ia-l. Aruncă-te în cap. Ia-l mă nebunule că-l pierdem. 10 metri, iar pleacă în larg ăsta. Iar pleacă în larg ăsta, bă, nebunule! Ia-l încoace! 13 metri! Îl pierd pe ăsta, mă, că scade și tensiunea pe mulinetă. Nu tensiunea, rezistența e 9%. Vino mă la mal, mă, azi. Bă, pierd peștele, bă, nu vine să cred că l-am adus până la 8 metri și a plecat iar. Unde ești, mă, iar? S-a dus în dreapta. Nu mai obosește, mă, și el? Bă, dacă-l scot pe ăsta, mamă, dacă-l scot pe ăsta din lac, cel mai fericit sunt, băi, exact pe final de live aici. Exact pe final de live. Nu, mă, nu, s-a dus iar la fund ăsta. Bă, păi crezi că scapi iar? Ce-s nebun la cap să-ți dau voie? Nu mai, mă, nu mai pleci de aici. Aici rămâi. Cu mine rămâi. Hai, mă, mai zmucește, mai fă-i ceva. Ia să cobor ușor să văd unde e. Tot nu l-a luat? Tot nu l-a luat din apă, băi. Nu vine să cred ce e ăsta. E legat de lac. E pe fundul lacului prins ăsta sau cum, că nu înțeleg. Ce e, mă, ăsta de nu pot să-l scot? Aolo, s-a dus sub barcă. Mă, scoate-l, mă. E la 5 metri, băi, ia-l odată. E sub barcă sau de ce nu mă lasă să-l scot? Era sub barcă? E chiar aici, mă, ia-l de aici. Hai că l-a luat. Ce e, mă, ăsta? Ce e ăsta? Zi-mi și mie, ce e ăsta? Record personal, aproape de 2 kg, asta m-a chinuit pe mine, mă. Record personal. Asta m-a chinuit pe mine atât, aproape de 2 kg. Asta m-a chinuit pe mine. De ce m-a chinuit? Că cedează mulineta? Hai că e suficient pentru astăzi. Mai continuăm mâine. Pa!